Un proiect de lege care stabilește un cadru legal privind posibilitatea încorporării civililor în situații de criză a fost analizat de către guvern. Acesta stârnește deja numeroase controverse. Avocatul Toni Neacșu susține că proiectul de lege care vizează starea de criză este neconstituțional, deoarece românii care au mai mult de 35 de ani nu mai au îndatoriri militare. Conform proiectului, cetățenii cu obligații în îndeplinirea îndatoririlor militare sunt cei care îndeplinesc serviciul militar activ sau serviciul militar în rezervă, cetățenii încorporabili, recrutați, precum și cetățenii români, bărbați cu vârste între 35 și 63 de ani. Avocatul Toni Neacșu susține că proiectul de lege care vizează starea de criză este neconstituțional, deoarece românii care au mai mult de 35 de ani nu mai au îndatoriri militare. 35 de ani în sus, ce să facă? Stea să se uite? Să moară tineretul, copiii? Să ne ducem noi. Și în special să ne ducem toți generalii și toți coloneii care ne-a plătit statul extraordinar de bine. Că eu sunt cinstit, eu spun corect. Eu, pe mine m-a plătit foarte bine. Am luptat în 89, nu m-a băgat nimeni în seamă. După aia, nu te-a mai băgat nimeni în seamă. Lupți în continuare, acum nu te băga nici acum. Dar ne facem datoria față de copiii noștri. De nu o să trimit copilul meu de 25 de ani să plece la război și eu stau acasă. De bine, de bine, da, să trăiți. Să dea un pistol, mitralieră și 30 de cartușe. 29 iau și eu cu mine, că la al 30-lea mi-l trag singur în cap. Că n-are rost ca să mai rămâi. Să ne ia. Noi să mergem, care am luptat, care am trăit bine deocamdată și am trăit bine până acum. Nu să stăm decât să participăm la parade militare și să avem izmenele maro pe noi. Păi și să facă ea că ea trebuie să, că s-a desfințat armata, nu trebuie să facă chestiile astea, că acum ca să iau unul neinstruit, e greu ca să le instruiesc, că le iau și instruiesc cu, să zicem, o lună. Asta nu se instruiește un om într-o lună, că nu e chiar așa, că au toți armata și, dăm și îl băgăm pe linia întâia, moare nevinovat săracul. Nu e, că ne ia pe noi până la 60 și una pe la și ce apărăm în țara asta, eu nu înțeleg. În România nu se poate institui nici măcar pentru caz de război îndeplinirea serviciului militar obligatoriu pentru persoanele peste 35 de ani. Articolul 55 din Constituție stabilește foarte clar că pot fi obligați la efectuarea serviciului militar în îndeplinirea îndatoririi de apărare a țării doar cetățenii cu vârsta între 20 și 35 de ani. Civilii care au depășit această vârstă nu pot fi încorporați obligatoriu nici măcar în timp de mobilizare sau război. Sunt și bătâni, sunt și bolnavi. Guvernul decide, nu noi. Dar dacă ar fi un război noastră, ce părere ați avea? Război lângă noi, de unde poartă. Ne așteptăm la orice. V-ar fi teamă? V-ar fi teamă de un război? Deocamdată mi-am trăit treaba, mi-am mâncat mălaviu. Și rămâne și asta este. Ce să facem? Singura posibilitate este modificarea chiar a Constituției României. Proiectul de lege numit impropriu al stării de criză, care de fapt modifică toată legislația privind armata și pregătirea populației pentru război, nu va trece niciodată în forma actuală. Cetățenii peste 35 de ani, neavând îndatoriri militare sub forma încorporării, a spus avocatul Toni Neacșu pe pagina sa de Facebook.